Salutare tuturor, este Rafael și bine v-am regăsit la un nou joc pe Roblox, unde astăzi sunt grăsan, efectiv, uite ce burt am făcut, de când nu am mai pus episoade pe YouTube, mi-a crescut burta, efectiv, îmi iese buricul, zici că e un dop de butoi. Oh, uite cum dau din burtă, sunt un balon, efectiv, ha, nu știu că eu lipsit cuiva episoadele de Roblox, nu am mai uploadat în ultima vreme, pentru că m-am căsătorit, practic, și nu, pentru că am avut puțină treabă, aș zice. De obicei, foarte rar nu postez două zile la rând, dar da, s-a întâmplat, ok? Însă, încercăm să revenim cu episoade forțania, așa cum vă plac vouă. Și acesta este un clicker de grăsani. Cred că e tot un speed simulator sau ceva de genul, dar suntem grași și devenim mai grași sau, nu știu, high score, rebirth-uri și trebuie să dau... trebuie să dau click aici? Îmi crește cât un pantof, uitați-vă sus deasupra facecam-ului. Am 45 de pantofi. De picioare, deci am, văd că ăștia au gogoși după ele, trebuie să ne luăm și noi câteva. Dar hai să devenim cei mai rapizi oameni din lume, dar suntem grăsani. Nu cred că merge așa, sincer. Era funny să te îngrași. Bă, așteptați! Mamă, ăla s-a dat dura, l-ați văzut? S-a dat efectiv, da dura. S-a dat peste cap, adică ia uite grăsani în spatele meu. Așteaptă-ne, Rafael! Dă-ne niște ciocolată delicioasă. Da, nu cred că puteți să facem nimic în felul ăsta. Oh my god, ce mișto, avem skin-uri. Wow, 1000 Robux skin-ul ăla. Cred că-s bagi joc, efectiv. Deci în funcție de... Uite, merge singur caracterul, eu acum am realizat. Bă, o poartă, o atingem. Fiate în poarta aia cu unul din față. E a noastră, băieți, aveți încredere. Ne uităm un pic aici, avem click-uri ori 2. Hai mai întâi să luăm poarta și ne dăm un restart. Și pe off auto race. Ok. Nu pot să-mi dau restart? Ajutor, sunt blocat aici. Bă! Deci avem Robux, ok. High pets, high speed, 81 avem noi. Aha, aha, aha. Hai să luăm câteva game pass-uri. Deci ăsta de click-uri ori 2. Am luat auto clicker. Mă, ce porcărie asta? Clicuri mai rapide. E o porcărie totală, o să o cumpăr doar să vedem ce face, pentru că se pare că e nedrept, adică ori clicuri ori 2 și după aia clicuri mai rapide? Nu are sens. Trofee ori 2, totul este ori 2 pe canalul acesta și abonații și like-urile, o să dați 2 like-uri pe episodul acesta. Mamă, unul a terminat și a trecut pe lângă noi. Și norocul e ori 2, totul e ori 2. Perfect, perfect. Și acum... da, noi nu atingem nicio poartă. Adică e efectiv bătaie de joc, dacă mă întrebați pe mine. Aici nu mai sunt peturi, e mâncare. Eh. Ok. Hai să vedem, vă place ananas sau ce vă place? Adică, frate, nu e corect. Dă măcar 100 de trofee. Niciun trofeu? 2 aveam, nu e corect. Aha. Open 3. Hai că mai dau Robux. Dă-i câte mâna aici la ananas. Dar ceva mișto că avem banana, speed booster. Bă, da, începe cursa 3 secunde. Oh my god. Gata, fiți atenți. Oh, fii atent cum ne ducem acum. Ia over jocul, am terminat. Am terminat jocul, v-am zis. De la 80 la 2000. Pa. Cu gogoașa asta mea care e de fapt banana. Știți cum ne ducem? Ne torpilăm, fraților. Fiți atenți aici. Du-te, Rafael, eu uite ce dă din mâini. Prin viteză. Bă, frate, unde e viteza mea? Ok, 6 trofee. Deci, nici cu 3000 nu facem față. 15000 e cel mai mult. Uitați-ne că suntem efectiv aici jos de tot. În stânga. Mă, ce? Tot nu sunt cel mai rapid grăsan? Pentru că dau din mâini. Acum prime multă viteză, am înțeles. Ok, ok. Ia. S-a terminat. Doar 155? Hai să deschidem aici. Ce mă asta? O... Acadea ce? Lămâie! Mystic! 700 vite... Mamă, ne-a picat ăla cu 2%! What? Ne-a picat ceva mega bun, gen. Oh, wow, wow, wow. Putem să avem doar unul echipat? Avem două. E over. Jocul s-a terminat, băieți. Deci, avem limited food. Mâncare limitată. De aici. Deci nu pot să dau atât de repede click, aia e problema.
S-a terminat jocul ăsta cu cel mai rapid grăsan din lume. Mă, aveam 3000 deja noi, ar trebui să facem lejer 5000. 4000 doar. Mă, super jocul ăsta, n-apuc să fac opening, ia. Fugi, grăsanule! Al naiba, 4000 de la 3000, stăm bine, dar vreau să-l ajung pe ăla cu 15000, care e pe primul loc. Ia uite, lămâia cu banana, bă. Asta e un joc mai ciudățel puțin, o să fiu sincer, dintre runnere. Adică sunt altele mult mai interesante. E un pic prea repetitiv, dar deși toate jocurile de genul ăsta sunt la fel. Noob Runner. Wow. Am 148 de win-uri. Da, s-a terminat, avem 200. Mamă, dacă ne pică aici lămâia aia. Ia. Ce-o fi, o fi. Da, nu mai avem noroc. Să ne fi picat iar cea mai rară. Deci poți să echipezi 3 sau câte? Că, da, 3 din 3 poți să echipezi. Și altceva nu mai... Bă! Ne dă doar 4 acum! Nu! Ok, acum înțeleg cum funcționează jocul. Degeaba am echipat eu 3 peturi dacă... nu am... win-uri, știi? Pe win-uri se bazează jocul ăsta, acum am înțeles. Da, deși avem 3 peturi echipate... Da... Avem win-uri. Hai să facem, presupun... Să nu mai cumpărăm peturi? Bine, că pot să cumpăr direct 5 cash, am încheiat tot jocul. Fiți atenți acum. Deși nu prea am stare și vreau să iau de 1000, o să încerc vreo 2 gogoși de-astea. Gogoșesc, 3K! Iată, cu 2 gogoși nu ce întorpile, ascultați-mă ce vă zic. There you go. 2 gogoși avem, țineți minte. Asta o dăm direct afară, gogoașa o punem. Hai, tată, 164, fiat. Deci acum, la final de episod, am înțeles cum funcționează toată situația. Uitați-vă câte ele avem, doar pentru că avem multe trofee. Câți pantofi sau cum să zic. Eu încercam să farmez eu peturi, să-mi iau eu noroc. De unde, tată, că e bazat pur și simplu pe win-uri? Și nici nu te învață că nu-ți face tutorial. Pa! Primul de la server, cel mai rapid grăson din lume! Noi suntem... efectiv primii, deși aici am tricou, pe mine nu am tricou, cel mai rapid grăsan. Dar cu 18.000 nu cred că o să terminăm asta de 100.000, sau? Na, nu cred. Cred că ne trebuie 50.000. Deci chiar nu cred. Și nici măcar n-am pus gogoașa aia de 2 ori. Deci avem echipate astea 3. 500, ne-am oprit pe la 100.000, dar nu completăm aia ultima. Ne trebuie 15.000, n-ai, ce mă asta? Candylander 2. Ah, trebuie rebirth-uri. Dar cum să dai rebirth în jocul ăsta? Pentru că eu nu cred că dau ei 5000 de rebirth-uri sau ce scrie aici, rank-uri. Ah, nu, credeam că e un leaderboard cu rebirth-uri. E greu de tot, e prea repetitiv jocul. Ok, mai încerc o gogoașă. Bă, Gogoșescu! Avem 3 gogoși de-astea, i-am sacrificat un pic, dar merită. Că avem de 3 ori 3K, cum ar veni. Dar facem tot 20.000. Vreau să văd dacă putem termina cursa. Dar se dă numărul înapoi, e ciudat rău de tot. Plecăm, ia. Perfect. Și o să dăm ăsta jos. Punem gogoașa aia. Avem din nou 21.000. Mai farmăm o dată niște trofee și vedem după. Dar mi-a plăcut și costumul ăsta. Steaua nu știu ce. A, 50.000 de trofee pentru rebirth. Și aici, da, nu prea merită. Unele ieftine, poate. Uite ăsta, om de zăpadă. Mă, suntem aproape să completăm cursa, ia fiți atenți. Zici că merg cu spatele, uitați-vă la caracterul meu. Deci aproape, aproape să terminăm cursa. Sigur o să vedem finalul. No! Bă, eram așa aproape și mi-am luat skin-ul ăsta stupid de om de zăpadă. Doamne, doamne, doamne. Și nici nu avem ce să mai facem, trebuie să farmăm trofee. Faci foarte puține trofee. Deci eu am cumpărat la ori 2 de trofee și fac mega puține. Mă, ce asta e întrebarea mea? Trebuie să mai cumpărăm o dată 5K și să încheiem episodul. Așa cred. Deci am băgat la Robux și aici pe bandă rulantă. Pe bandă rulantă. Altfel trebuie să mai farmez o jumătate de an.
Fiți atenți, dacă nu cocoșăm acum jocul ăsta. Dai mă, 30.000. Ia. Da, lejer. Lejerea, cred că dacă cumpăram 50.000 de trofee. Aoleu, fii atent cum ne ducem, uite de jos. Da, tata, altceva. Sunt peturi și pentru multe trofee. Sau mulți, da, multe trofee. Mulți bani, practic. Dar nu mai e nevoie, că tu deja termini jocul. Chiar sunt curios cât o să ne dea după ce termină la 100.000. Vreau să ne ducem și mai departe. Am terminat acolo cursa, dar am fost atent, chiar am pe telefon, mă uitam la altceva. Deci vreau să văd dacă depășim, cât am avut noi, 37.000? Dar fii atent, se duce numărul înapoi, e ciudat. 27, 28... Da, bă, ne ducem în 33... 34... Bă, s-a blocat! Instant avem accelerația. Bă, instantaneu! Deci nici nu se pune problema, uite, pe terminatele aia. 9.6... Se transformă în... Ne dă măcar 400 să facem 10.000? Da, bă, 1.600... Îți dă decent... Odată ce termin cursa, ok? Faptul că nu poți să te controlezi aici, adică nu poți să controlezi loc caracterul, scoate din distracția jocului. Are sens ce spun? Nu poți să sări că nebunul, să dai cu spatele, să faci nicio fentă, nu poți să faci nimic. Deci e mai plictisitor. Și nici nu poți să mă opresc, nu poți să dai reset. Poate poți și nu știu eu. Ciudat. Mie asta nu-mi place. Deci e ok jocul ăsta, dar nu prea. Cam asta este, asta e ideea de final, dar... E foarte bună ideea cu caracterele grăsane. Aici îi dau plus, dar jocul în sine nu e făcut exact cum trebuie. Părerea mea. Acum poate e făcut mai la mișto jocul ăsta, poate e mai de test. Poate lua ideea asta să o implementeze într-un joc mult mai bine făcut, cu mult mai multe idei, mult mai multe poate track-uri. Trebuia să te îngrași cu cât faci mai mulți pași la tare, sau poate să slăbei, nu știu. În fine. Dacă v-a plăcut episodul, apăsați butonul de like, ne vedem la viitoare. Pa!